Adriana Pricop a vorbit despre beneficiile sportului și despre faptul că orice copil trebuie să practice orice sport pentru a crește armonios. Noi vrem să promovăm basketul, să avem cât mai mulți practicanți, ca să avem o bază de selecție mai mare pentru viitorul basketului sătmărean. Există un proiect pe care domnul primar, domnul Coica, îl va promova, probabil care fiecare secție a CSM-ului va avea o grupă de copii de unde vor fi selectați pentru echipele mari. Sala au fost prezenți și profesorii de sport Liviu Dea, Cristian Cosma, Ferenc Southman, în frunte cu directorul Ionel Iluț, care se pot lăuda cu o activitate sportivă deosebită. Sala de sport a fost renovată, iar terenul sintetic din curte oferă condiții optime pentru elevi. Nu a lipsit nici președintele CSM-ului Valeriu Neagu. Noi aici la școală avem foarte mulți copii doritori să facă basket și de aceea am și cerut ca să vină să ne facă o demonstrație, tocmai pentru a vedea copiii să se orienteze spre astfel de sporturi, inclusiv handbal, fotbal, dar sigur, acum, spunându-le că e prima dată o demonstrație de acest nivel, va veni basketul și sigur că și pe viitor sper să vină și alte echipe ca să le facă demonstrație. A urmat un meci demonstrativ al fetelor, la care publicul s-a ridicat în picioare și a aplaudat reprezentația basketbalistelor. Astfel au spus da acestei convocări Andreea Oros, Renata Smut, Cuto Cararos, Ashley Adams, Maria Radovici, Teodora Vasile, Nică Laza, Luminița Manta, Bianca Voica, Valentina Bolba, Bianca Chiș și Diana Moldoveanu. Acest eveniment a avut loc imediat după anunțul conducerii Olimpiei că Tiberiu Cicre vine pe bancă. Cum și la Olimpia și la echipa de basket în vară au fost făcute schimbări majore la nivelul băncii tehnice, care s-au dovedit a fi în cele din urmă neinspirate, întrebarea firească vine dacă cei care l-au înlăturat pe Petru Ele și l-au adus pe Iulian Țin ca director tehnic își vor asuma măcar după aceste eșecuri greșeala. Pentru că până la urmă cei de la Oli și-au asumat eroarea, fiind conștienți că doar rezultatele țin în funcție antrenorul și nu alte înțelegeri de culise. Asta pentru a nu compromite definitiv șansele echipei de a mai prinde play-off-ul.